Amalia Belantoni vrea să circule cu căruța. S-a interesat deja dacă are voie. Vedeta îngrozită de prețul carburantului. Vestea că de ziua următoare prețul carburantului va crește la noi în țară le-a cam dat fior șoferilor din România. Mii de români au umplut cu mașinile lor benzinăriile din țară pentru a prinde cel puțin încă un plin de combustibil la preț accesibil. Amalia Belantoni, decizie radicală după scumpirea combustibilului. Cu toate acestea, unii dintre ei nu s-au limitat doar la un plin. Românii au venit cu bidoane de plastic, canistre sau tot felul de recipiente, chiar și pungi, pe care să le umple cu carburant. Ei bine, în unele stații de alimentare, prețurile creșteau la secundă. În alte benzinării, au apărut deja erori ale prețurilor. Pe rețelele de socializare au circulat și imagini în care prețul combustibilului ajungea la 15 lei pentru un litru, imagini care s-au viralizat în cel mai scurt timp pe internet. Cozi imense au fost în toată țara. Așadar, cine a spus că românii sunt inventivi, mare dreptate a avut. După ce și-au făcut plinul la mașini, românii au găsit tot felul de variante, astfel încât să aibă rezerve. Amalia Belantoni vrea să circule cu căruța. Până și oamenii legii din capital au fost luați prin surprindere de majorările prețurilor combustibilului. Astfel că un român a surprins la o benzinărie o coadă imensă formată numai din mașini de poliție. În acest caz, Amalia Belantoni a luat o decizie radicală. Vedeta s-a interesat încă de ieri dacă poate circula cu căruța, spunând că are în gospodărie cal și măgari și că și aceasta ar fi o bună opțiune. Eu am cal și măgari ca mijloc de transport. La cât e benzina? -i? Eu nu glumesc, fraților, am și căruță, am și caleașcă, dacă am voie să merg cu calul, acum între noi fie vorba, e război, deci dacă lumea stă. -i. Nu e la noi, dar e război. Deci atunci eu vin cu calul, atât îmi permit, a povestit Amalia Belantoni.